Concurentul numărul 2 are o biografie interesantă, emoții și pentru dumneavoastră, gazdele festivalului, pentru că el și-a început cariera muzicală aici la Brăila, până în clasa 7, a studiat pianul la Liceul de Muzică Hariclea Darcle, după care s-a lansat Vocea României, trofeul festivalului Remember, un alt trofeu la un festival național junior. A fost la Dans Pătaru anul trecut și a luat un premiu important. Și de ce spun important? A fost premiat de Arhiepiscopia Tomisului. Tatăl său este turc din Măcin, mama sa o frumoasă româncă, și el mărturisea că acasă în raft Biblia și Coranul stau unul lângă celălalt, un lucru foarte frumos. El are un repertoriu internațional remarcabil. Tatăl său este de altfel muzician. Studiază la Școala Populară de Artă din Constanța cu profesorul Teodor Rădulescu. Un gest elegant este acela de a cânta două piese de George Grigoriu în festivalul ce poartă numele acestuia, Nu suntem îngeri și Eternitate. De la Constanța, reprezentantul României, Selatin Chiazim. Ialcin, da? Selatin Ialcin. Puteau să spună și un prenume românesc. Vieții noastre stăm acum pe valul îndoieli îmbrățișați și înălțăm altare, altare de nisip, privindu-ne tăcuți și vinovați. Nu are rost acum să păcatul uneori omenesc, ispita a fost mai tare decât noi, și totuși mă iubești și te iubesc. Nu suntem îngeri, și eu și tu, și tu și eu, nu suntem îngeri, albastrul cer din când în când îl mai umbrim. Nu suntem îngeri, dar nu suntem noi, nu suntem în suflet goi. Suferim, regretăm, dragostea e cu noi, ea ne-nvasă să iertăm. Și în genunchi uniți într-un sărut, să ne închinăm în fața soarelui, cu pietre s-arunce oricând acel om ce n-a greșit vreodată în viața lui. În lumea noastră nimeni nu va fi un heruvin neprihănit și sfânt decât în ziua în care pe firea de pământ. Nu suntem îngeri, și eu și tu, și tu și eu, cu toți greșim. Nu suntem îngeri, albastrul cer din când în când îl mai umbrim. Nu suntem îngeri, dar nu suntem repetă, dragostea e cu noi, ea ne învață să iertăm. Suferim,
dragostea e un om, ea ne învață.